Elevii care vor începe liceul în anul școlar 2025-2026, care doresc să studieze la un profil vocațional și anume la cel artistic, teologic, militar, pedagogic, sportiv sau chiar la liceul Waldorf, trebuie să se înscrie la probele de aptitudini aferente profilului în perioada 14-16 mai 2025. Metodologia de organizare și desfășurare și structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaționale prevede că probele de aptitudini vor fi susținute de către viitorii liceeni din 19 până în 23 mai. Rezultatele inițiale vor fi afișate în 26 mai, iar după soluționarea contestațiilor, cele finale vor apărea în 30 mai. Profilurile artistice au mai multe specializări, precum arte vizuale, muzică, secția instrumentală, secția vocală, interpretativă, secția teoretică, coreografie, arta actorului. Pentru fiecare secțiune există diverse probe, precum desen, de instrument, de auz melodic, de testarea calităților vocale. Elevii vor fi evaluați prin note la aceste specializări. La profilurile pedagogice, specializările la care se pot înscrie elevii sunt învățător-educatoare, educator-puericultor, instructor de educație extrașcolară sau meditator-școlar. Printre probe se numără aptitudini muzicale, fizice, artistice și verificarea capacităților de comunicare printr-un interviu. Elevii vor primi calificative admis sau respins la fiecare probă. Probele de aptitudini de la profilul teologic sunt împărțite într-o probă orală, apreciată prin calificative admis-respins și o probă de verificare a cunoștințelor religioase, evaluată cu o notă. Fiecare probă de aptitudini pentru colegiile naționale militare este eliminatorie și este evaluată prin calificativele admis apt sau respins inapt în funcție de baremele impuse de Ministerul Apărării Naționale. Pentru liceul Waldorf, specializarea filologie, admiterea este împărțită în două probe evaluate prin note. Prima probă este de limba, literatura română sau maternă, iar cea de-a doua este la alegerea elevului. Opțiunile pentru a doua probă sunt artă plastică, muzică și artă dramatică. La liceele cu profil sportiv, înainte de susținerea probelor, elevii trebuie să obțină un aviz medical pentru a participa la probele sportive. Elevii sunt evaluați prin note și nu sunt permise contestațiile.